Salutare, prieteni, și bine v-am găsit aici, Teranu. Astăzi o să jucăm puțin Gwent, pentru că mi-ați cerut acum foarte mult timp insistent Gwent. Vedem ce s-a mai întâmplat și pe aici. Am ajuns între timp level 17. Jucăm în continuare cu Norticii. Ce s-a mai întâmplat pe aici pe la Gwent? Urmează să lansez și campaign, modul de campaign. Mai avem ceva cărți noi, putem să mai cumpărăm și niște butoiașe. Ia să vedem, să luăm. Ohoi, ohoi! Cred că putem să luăm 10. Avem 11. Când o să... not now. Când o să avem 20, o să deschidem, iar o serie de butoaie. Să vedem ce se întâmplă. Nu mai am mult și o să mi se termine în sfârșit și de cumpărat toate piesele pe care le am, pe care le mai am de cumpărat. Nu mai am multe, mai am procesori și încă câteva. Și atunci o să putem să mergem în ritm normal, nu o să mai fac pauzele astea așa de lungi. A trebuit să lucrez mai mult în perioada asta ca să pot să fac rost de bani și să cumpăr piesele, efectiv. Bine, haideți să mergem să jucăm un match, două, să vedem câte putem. Da, mergem pe pachetul ăsta de Dumondus. Și sper să nu luăm bătaie, dar dacă luăm, asta este, vedem ce se mai întâmplă. Asta este frumusețea jocului, mai e și bătaie. Deși recunosc că în ultimul timp trebuie să mai fac ori alt pachet, ori să mă gândesc la altă strategie, pentru că am cam luat bătaie în ultima perioadă, cam luam două meciuri în 5. Ok. Da, deci pachet, deck-ul pe care îl are el se bazează foarte mult pe spion. Să se schimbăm și noi. Pătarele îl păstesc, o să avem nevoie de el. Nu pot să zic că am cine știe ce mega pachet. Ok, o să mergem cu el. O îi dăm așa să vedem. Sper să pot să-l fac să consume cât mai multe cărți runda asta. O să vedem ce face el. Asks, you've not seen me. Da, deci tocmai mi-a descoperit cartea asta de aici, uitați. Are lupa asta, înseamnă că mi-a văzut. Asta vă spuneam, că pachetul ăsta pe care de facțiunea pe care o are el se bazează foarte mult pe spioni. Da, și vreau să am mai multe cărți gold. Poți să ai maxim 4 cărți gold în pachet. Momentan nu am decât pe asta. A dat pass. Wow. Ciudat, a dat pass. Am câștigat eu runda asta. Asta a fost chiar tare. Ok. Deci el mai are 12 cărți, eu o să mai am 12 cărți. Dar teoretic mi-am folosit o carte gold, deci el are un avantaj. Și știe deja o carte din pachetul meu, deci... O să vedem ce se va întâmpla. Probabil va trebui să renunț la runda asta, să mă gândesc cum o joc, ca să pot să renunț la ea și să-l fac pe el să consume cât mai multe cărți. E, poate să-și consume cele mai importante cărți, pentru că pentru el e important să ia runda asta. Oh, shit! Oh, shit! Da, cartea asta îmi distruge cartea asta de aici. Stai să mă gândesc. Deci cartea asta îmi distruge cea mai slabă carte de pe rândul ăsta. Cred că merg cu Raveny. Pentru că e pierdută cartea asta, nu am ceva să mă ajute în momentul ăsta, dar o să pot să o recuperez runda viitoare cu am medicul ăsta și pot să îi dau resurrect. Fuck my life, du-te, frate. Băi, ești nebun?
De fapt, îi dau resurrect acum rând asta. Îi dau resurrect în rând asta pentru că am lupul care ăsta ce face? În momentul în care dau pe carte, mi-o aduce și runda viitoare în pachet. O păstrează pentru runda viitoare. Să vedem cum vrea el să joace runda. Ok, asta poate să-mi vadă 3 cărți aici. Da, mi le-a văzut pe astea. Ok, să ne gândim. Aș putea să mai pun un cavaler lângă ăsta. Și atunci o să fac 12 puncte. Îl forțez pe el să-și lucreze cărțile în continuare. Încă nu mi-a văzut cărțile astea de buff, care este cel mai important să nu mi le vadă pentru moment. My powers are yours to command. Ok, deci lui i-a dat o carte, mie mi-a dat o carte, dar mi-a și văzut-o. Pot să-l folosesc pe Taler acum ca să-mi schimb, o carte, să dau la 3 de o carte. Mi-a picat bine. Gerard, Igni, ăsta distruge, dacă ai peste 20 de puncte pe rând aici, distruge cea mai puternică carte de pe rând. Aștept să văd dacă mai bagă el ceva pe rândul ăla. Varu? Oh, perfect. Not your lucky day. I-am luat două cărți din start. Hai că l-am băgat un pic în ceață acum. Told you so, you idiot. Gata, acum mi-am folosit toți cavalerii, nu mai am niciunul. Să vedem ce vrea el să facă. All roads lead to Nilfgaard. Bine, trebuie să-mi bufez cartea asta neapărat. Pentru că altfel o să o pierd și nu mai am avantajul runda viitoare. Teoretic el știe că am Dimetrium Bomb, care asta îi readuce toate cărțile la același nivel. Close ranks. Discipline. That is what you folk lack. Okay.
îmi dau buff, sper să n-aibă ceva puternic să mă rup acum, să dea igni sau ceva, să aibă carte să-mi distrugă alea de pe primul rând, 14-le. Shit, motherfucker, exact ce am zis, să moară Franța. Să moară Franța, exact ce am zis, frate. Deci el pleacă cu... A, nu pot să... Trebuie să mai folosesc, sper să-și folosească 7-l ăla. Am nevoie să-l folosească pe ăla. Nu, folosește-l pe ăla, să moară Franța, folosește-l pe ăla. Quite the menial task. E bine, mă rog, am mai folosit o carte. Runda viitoare trebuie neapărat să-mi vină o carte bună, rău de tot pe lângă ăsta, pentru că el are 7 puncte și eu am 6 deja. Și dacă nu împinge ceva ca lumea, am pierdut meciul din păcate. Oricum a jucat-o bine, omul știa că am, a așteptat, a jucat-o foarte bine și eu aș fi jucat la fel. Mi-a dat-o bine, n-am ce să zic. Acum mai la noroc, depinde ce cărți o să ne cadă. Da, deci mi-a picat fix. Am pierdut meciul. A shame I have no time. Yep. Long live the king. Am pierdut meciul, face 18 puncte. The Nordlings hatred for us will never win. Și 8 puncte. Da, mai facem un match. Și data viitoare când o să mai jucăm Gwent, îi dau și-o nice. Oricum a jucat bine băiatul. Cred că e băiat, adică nu știu. O să-mi fac un pachet mult mai puternic decât ăsta pe care l-am acum. Da, vedem ce se întâmplă. Poate reușim să câștigăm și un meci în seara asta, sper. Onward! Pentru voi. Attack! Nordici versus Nordici. Hai să vedem. N-am observat ce level era el. N-avem nevoie de asta. De scorci o să avem nevoie 100%. N-am nevoie de 2 medici. Băi, am 2 gold în pachet. Scorciu. Ok. Lasă așa. Ca și data trecută, runda asta încercăm să-l facem pe el să-și consume cât mai multe, să facă OP overpower pe runda asta, pe prima. Și e nașpa că începem noi primii. Deci stai să mă gândesc. Long live, etc., etc. Începem cu cavalerii din nou. Don't recognize your old mates. Deci la început cu Ravenii. You one of us or not? Damn it. Ăsta ce face? Cartea asta se plimbă pe fiecare rând ăsta în parte și mi-adaugă câte un punct la toate. Important e să scap de Raven ăștia ai lui, să-i fac să-și consume pe toți. Deci trebuie să mai trag 2 runde. Ha! E bine că a folosit-o pe ăla, oricum. Mai am o rundă să stau să-și le consume. Sper să-și facă overpower, ca să-și consume cât mai multe cărți. Interesting.
Da. Stai să mă gândesc. Tell me you jest. Don't recognize your old mates. Ok, a făcut pe rândul la 21. Deci a făcut pe rândul la 21. Nu-mi dau seama, deci dacă îl folosesc acum pe Gerard, îi iau 6 puncte, rămâne cu 29 și eu fac 20 și 24. Îl folosesc runda viitoare. Îl folosesc runda viitoare, că pur mai am pe Taler și pot oricând să schimb orice carte din pachet care nu-mi convine. Mi-a dat bine. Mi-a dat bine. But we're broke as shit peddlers. I told you so, you idiot. Not a bad idea. Ravenii. Merg pe Ravenii. El oricum nu cred că o să forțeze foarte mult runda asta. Ar putea chiar să oprească acum. I don't wanna die. Mă așteptam să se bufeze, dacă nu mă bufează, n-am ce să fac cu cartea asta. Trebuie să schimb una din cărți. Ah, I see you've thought about this. Sper să mai pună pe rândul Darkaș, pentru că dacă pune acolo... N-a pus acolo. Băi, tot nu pot să-l folosesc pe Gerard, mă omoară ăsta. Ah, de fapt, stai, mă. Ah, nu, trebuia să-l las, că să bufa cu Foltest, trebuia să-l las, ce am greșit. Trebuia să-l las ca să-i iau și pe Foltest în același timp. Onward! Attack! Da. Am câștigat runda, dar el încă nu mai are pe Foltest. Sper să-mi pice o carte bună. Păi, mi-a picat bine. Mi-a picat bine. There'll be nothing to pick up when I'm done with you. Deci asta ia câte un punct în fiecare rundă, dar dacă ai două cărți cu aceleași, sau trei cărți, sau patru cărți cu aceleași puncte, o să le lovească pe amândouă în același timp. Zidania!
Da, eram sigur că pe aia o dublează. Vedeți ce important este că l-a mai avut pe Foltest? Not your lucky day. Nu, o să pierd și meciul. O să pierd și meciul ăsta. Trouble approaches. Pe amândouă le-am pierdut la limită. Bine, mai facem încă unul repede, al treilea. Și trebuie să schimb pachetul ăsta păcătos neapărat. Să luăm alt pachet. Mai trebuie să mai pic acum cu monștrii și aia e gata, mi-a pus capac. Hai că n-am picat cu monștrii. Onward! Attack! Să vedem ce avem aici. Wow, 3 cavaleri. Set at my table and let's drink. Mamă, și-a folosit puterea de la din prima mișcare. It's boring just standing here. Long live, etc., etc. Hai, tati, că nu-i așa. Hai, bagă. O să mergem pe urmă cu Regis. Nu runda asta. Aș vrea să merg în runda 2, că ulterior Regis în runda 3 se transformă în vampir, ceva de genul. Și îmi dă 10 puncte deja. Mă, de ce gândești asta tot? You're good. Real good. Ok. But we're broke as shit peddlers. Bă, frate, ăsta se uită și la un film în același timp. Ce face de nu joacă unul? Iar schimbă cărți. Aș face pachetul puternic. This is no time to whimper. Să forțez runda asta? Deci dacă îl bag pe Regis, acum fac 28, hai. 30. Am o carte minus, dar compensez runda viitoare pentru că Regis se transformă. Se transformă acum, o să vedeți. Wow!
Să vedem cum vrea el să joace pe asta. Ah, am deja două cărți pe... pe masă. Și mai sunt și o primă. You one of us or not? Mordron Freyr is patient, but she brooks no insult. Down. Up. Yes, sir. Trebuie să mă gândesc ce-i dau acum, ce joc, cum o joc acum. Asta nu pot să mai folosesc pentru că am și eu, are și el. Crush those vermin! Haideți să vedem ce se întâmplă. Oricum, eu sunt în urmă cu două cărți față de el și mi-am folosit și eu la rândul meu puterea. Oh, shit! Iar schimbă cărțile. Shit! Bow before Mordron Freyr. Olga Blackhand's taking on new swabbies. What do you say? Deci ăsta pune cărți exact unde n-am eu nevoie să le pună. Ok, o să folosesc pasta că practic îi distrug și lui două, 4 puncte îi distrug lui. Trebuie să-l fac să-și consume cât mai multe cărți acum în runda asta, e foarte important. Pentru că deja are două cărți în fața mea. I'm ready. Ok, ok. Ok, cred că o putem să o facem pe asta. Nu o să moară Franța, bă, băiatule! Any last words? Gata, acum îl las. Îl las, trebuie să-și consume toate cărțile să mă ajungă. I'm ready. Ba nu. E egalitate. Ok, eu o să dau pass. Ca să-l fac pe el să-și mai consume o dată carte. Încă o carte. You wanna pass, you gotta pay. Can't let you through elsewise. Și am rămas o carte cu o carte. Bine, și acum e din nou la noroc. E din nou la noroc. Acum depinde ce cărți o să ne cadă. Hai mă, măcar meciul ăsta să-l câștigăm pentru brigada, frate. Bă, frate, de nu știu ce noroc am eu cu... cu 7, frate, 7 și 6, nu știu, așa rămân în fiecare unul. Aaa, își dă rezurec la cartea aia. Fa, m-a ruinat, tovarășe. Orice mi-ar cădea nu poate să mă salveze. Am zis că orice mi-ar cădea nu poate să mă salveze. Ok, asta a fost, deci am luat bătaie în ultimul hal, la funduleț. Lăsați în comentarii dacă vreți să mai postez clipuri cu Gwent. Și eu o să postez după ce îmi fac un pachet mai puternic, poate ne facem împreună.
pachetul, filmez când fac pachetul, deschidem și niște butoaie. Aștept să lăsați comentariile voastre, eu am fost Teranu și vă mulțumesc foarte mult dacă ați urmărit acest clip până la capăt. Ceau, nu uitați să lăsați like și să vă abonați dacă nu sunteți deja abonați. Ceau!